Iubiții mei, cu aceeași bucurie alergăm pe câmp ca acești doi oameni de la care am făcut referire, oameni bolnavi, au ieșit din tabăra asediată și au zis mergem la moarte pentru că aici oricum vom muri și găsesc acest mare belșug în tabăra cealaltă care fusese părăsită, tabăra siriană, și atunci se întorc înapoi cu vestea bună a belșugului și abundenței pentru o lume care murea și se sfârșea în ghearele foametei. E adevărat că un om n-a crezut lucrul acesta și el a făcut aceasta împotriva propriului său suflet. Tu te omori cu necredința ta. Aceasta i s-a întâmplat lui. Acum revenim la, în contextul nostru, al rugăciunii lui Solomon, prin care el cere, pe de o parte, dedicarea sau sfințirea templului, dar rugăciunea este atât de profundă, ne va trebui mult până când vom epuiza noi bogăția de neimaginat pe care o găsim în această rugăciune. Este o convorbire cu Dumnezeu, deschiderea sufletului, deschiderea istoriei, deschiderea tainelor mântuirii înaintea prezenței lui Dumnezeu. Și în cuvintele pe care le-am citat de fiecare dată, dacă poporul meu se va ruga, peste care e chemat numele meu, se va smeri, dacă poporul meu se va ruga, și al treilea lucru, dacă va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta. Acest dacă. Și urmărim acest dacă în contextul atât al vieții individuale, cât și pentru Dumnezeu, așa cum spune Solomon în rugăciune, dacă un om sau dacă tot poporul, sau Ieremia spune, la fel procedează Dumnezeu după aceleași principii în viața noastră individuală sau în viața noastră socială. Dacă va veni înaintea ta, căile și mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru împlinirea viziunii și a misiunii noastre pe pământul acesta, cer de la noi o deosebită imagine despre Dumnezeu, ce gândim despre Dumnezeu. Totul este condiționat de acest lucru. Imaginea aceasta nu este ceva creat de noi în mintea noastră. Dumnezeu nu e asemenea aurului, argintului, pietrei, așa cum s-a spus. Mântuitorul a spus, nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, acela l-a făcut cunoscut. Astfel că, dacă noi am dorit să vedem ceva cu privire la Dumnezeul nevăzut, vom privi la Mântuitorul nostru. Dacă noi vom dori să cunoaștem adevărul cu privire la Dumnezeu, vom privi la viața Mântuitorului nostru, că eu de aceea am venit să mărturisesc despre acest adevăr. Prin mijloace simple, pur și simplu, uneori disprețuite, interpretate greșit, cum spune Biblia, răstălmăcite spre pieirea lor. Dar aceasta a fost calea lui Dumnezeu. Cine sunt eu? Cine ești tu? Să judești tu căile lui Dumnezeu. Ați observat ce s-a întâmplat cu Solomon, care în loc să urmeze căile lui Dumnezeu și să găsească ochii lui plăcere în căile lui, omul acesta a judecat căile lui Dumnezeu și după ce le-a judecat, le-a condamnat și le-a înlocuit cu căile lui proprii. El știa mai bine cumva, el era într-un context în care se potrivea bine cum gândea el. El este așa de sigur pe victorie ca oamenii din Fapte, capitolul 17, dau drumul la ancoră, sunt sigur că ajung la destinație, corabia se face pulbere. Acestea, garanția biruinței lui, garanția împlinirii viziunii lui prin care toate națiunile pământului vor ajunge să cunoască pe Dumnezeu. Și vor veni la casa pe care a înălțat-o el, nu din cauza casei, ci din pricina numelui tău, prin care te-ai făcut cunoscut pe tot pământul. Solomon are clar definită misiunea aceasta, dar eșuează prin faptul că nu se supune și ajunge să creadă că scopul lui scuză mijloacele pe care el le va folosi. Găsim aici în rugăciunea aceasta exprimată în cuvinte atât de clare cuvântul acesta care dacă și dacă și dacă.
viziunea lui Dumnezeu pentru viața noastră, planul lui pentru noi, dorința sufletului nostru care vine în armonie cu dorința lui Dumnezeu, toate sunt sub un mare condițional. Dacă mergem acum și citim împreună versetul 16 din acest capitol. Acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu, David, când ai zis: niciodată nu vei fi lipsit înaintea mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnia lui Israel. Wow, ce făgăduință! Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, vor merge în legea mea, cum ai mers tu, David, înaintea mea. Numai fiii tăi să ia seama. Așa, acesta. Totdeauna, făgăduința este aceasta. Totdeauna va fi un urmaș al lui David. Un urmaș al lui David nu înseamnă cineva din familia lui, neapărat, ci înseamnă un om după inima lui Dumnezeu. Acesta e profilul lui înaintea lui Dumnezeu. Și orice om care caută să trăiască și se roagă să fie un om după inima lui Dumnezeu este urmaș al lui. Dar în cazul acesta al dinastiei lor regale, este vorba de Solomon. Dar el nu face excepție, poate să-l cheme Solomon sau cum l-o chema Edidia, cum i-a spus Nathan. E făgăduința lui Dumnezeu este condiționată numai dacă ei vor face lucrul acesta, se va împlini cu ei. Împlinească, dar, Doamne, Dumnezeul lui Israel, împlinească-se, dar, Domnul Dumnezeul lui Israel, făgăduința pe care ai făcut-o robului tău, David. Așa este, această făgăduință a fost făcută numai dacă fiii tăi vor asculta. Un doctor îți promite sănătate, uite, te vei face bine, dar uite ce este de făcut. Pune capăt, i-a spus Daniel, pune capăt fumatului, beției tale, îmbuibării tale cu mâncare, cu toxice, cu pierderea nopților, pune capăt acestor lucruri și sănătatea va fi restabilită. Acestea nu sunt prețul pentru restabilirea sănătății, sunt condițiile fără de care nu se poate. Dacă mă vei asculta, spune doctorul, dacă vei continua să mergi pe căile tale, vei crede că știi mai bine decât doctorul, dacă vei arunca medicamentele în WC-ul, cum au să lăudau unii oameni că au făcut lucrul acesta, vei merge la o altă destinație. Ca să ajungi la destinația aceasta a refacerii sănătății tale sau a împlinirii destinului tău, trebuie să asculți, numai dacă asculți lucrul acesta. Și aceasta este condiția pe care bunul Dumnezeu a așezat-o lângă făgăduința lui. Nu se poate împlini altă. Făgăduința lui Dumnezeu nu este o împuternicire pentru a trăi în nelegiuire. Nu, nici de cum. Hristos, spune Pavel, nu este un slujitor al păcatului. Dimpotrivă, harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, ne-a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Nu să continuăm să trăim în păgânătate pentru că suntem sub acest har. Harul este puterea de a o rupe cu acest fel de lucruri care au adus pe un om în locul în care este. Cum bine se știe că s-a spus, dar e atribuită lui Einstein, dar nu se poate spune lucrul acesta. Nu putem să rezolvăm o problemă cu aceleași mijloace și cauze cu care am creat-o în viața noastră. Nu se poate întâmpla așa ceva. Atâta timp cât cauzele nu sunt îndepărtate, problema rămâne, dar nu stă pe loc. Ea se agravează din ce în ce mai mult. Și inclusiv familia lui David este fără excepție principiile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este părtinitor, a spus Petru în predica lui. Am văzut treaba asta, am crezut că e părtinitor, că dacă e David acum, nu. N-are nicio legătură lucrul acesta cu cineva că îl cheamă David sau îl cheamă Solomon sau cu tine sau cu mine. Are legătură cu principiul etern al iubirii lui Dumnezeu exprimate față de noi. El este același. Cerul și pământul se mișcă. Noi ne învechim ca o haină. Toate trec lucrurile acestea, dar cuvântul tău rămâne în veac. Și așa că în momentul în care Solomon îi spune împlinește făgăduința ta, el include și condiția cu care această făgăduință, numai dacă
fiii tăi, vor lua seama la calea lor, vor merge în legea mea și așa cum ai mers tu înaintea mea. Ceea ce am văzut noi că s-a întâmplat la templu și toată slujba și toată lucrarea, și este cutremurător ce s-a întâmplat acolo, erau toate făcute nu pentru Dumnezeu, ci pentru om. Omul avea trebuință de așa ceva ca să poată înțelege. Când momentul în care ei au urcat pe munte, Dumnezeu a întrebat, ați văzut vreun chip? Nu, să nu cumva să vă stricați, să faceți vreun chip al lui Dumnezeu. Și în ziua de astăzi, cei care condamnă chipurile cioplite, icoane, statui și așa mai departe în biserici, acești oameni creează o imagine mentală a lui Dumnezeu, vorbesc despre Trinitate, că este așa, că e pe dincolo, că e cu tare mai mare, mai întâi, mai apoi. Ei lucrează la o imagine mentală, la un chip mental al lui Dumnezeu. Ați văzut vreun chip pe munte? Întreabă Domnul. Nu am văzut. Să nu vă stricați făcând așa ceva. Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu, spune Mântuitorul nostru și confirmă Pavel spunând a nevăzutului, nemuritorului, pe care niciun om nu l-a văzut. Este singurul care are nemurirea. Niciun om nu-l poate vedea. Singurul care l-a văzut este el. Cine ești tu să creezi o astfel de imagine a lui Dumnezeu, ca și zugravul acela care îl pictează cu barbă sau cu o față sau cu altfel de față. Departe de noi așa ceva. Cuvintul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu trecem peste ceea ce ne-a fost descoperit. Cuvintele descoperite sunt ale noastre, dar a trece peste frontiera aceasta este ca și cum ai lua din pomul oprit. El a fost pus acolo ca o frontieră între viață și moarte și tu rămâi în viață atâta timp cât nu treci frontiera, cât respecti această frontieră. În momentul în care ai trecut frontiera, ești sub o altă putere. Lucrul acesta nu numai fizic, ci este și duhovnicește aplicat în viața noastră. Doamne Dumnezeule, se apelează Solomon, dacă poporul meu se va smeri, ascultă rugăciunea mea, ascultă cererea mea. Împărații de obicei dau ordin. Faceți asta, asta, așa vorbește marele împărat, nu știu cine. Aici el se prezintă înaintea lui Dumnezeu ca unul care are și el un împărat deasupra lui. Și fiecare conducător de stat și fiecare om cu o răspundere oarecare trăiește cu adevăratul om, autenticul slujitor al lui Dumnezeu, în indiferent ce poziție ar fi el, totdeauna trăiește în prezența lui, a lui Dumnezeu, din raportul acesta pe verticală. Au răspuns în fața Domnului Hristos cu mare aroganță. Noi n-am fost niciodată, n-am ascultat de nimeni niciodată, noi n-am fost niciodată robii nimănui, așa spune. Păi n-ați fost nici măcar robii lui Dumnezeu, ai nimănui? Nu, ai nimănui, noi. Păi lucrul acesta e destul de serios. În cazul acesta a spus Domnul Hristos, dacă nu sunteți robii lui Dumnezeu, că voi n-ați fost robii nimănui, voi nu ascultați de nimeni, voi nu credeți în a fi slujitorul lui Dumnezeu, a fi robul lui Dumnezeu, pentru tine e ceva de disprețuit, așa ceva. Da. Ei, dacă nu credeți lucrul acesta, vă voi spune o realitate cutremurătoare. Voi sunteți în sclavia păcatului. Numai cel care este robul lui Dumnezeu este liber față de păcat. Acela care nu este robul lui Dumnezeu este robul păcatului. Și din robia aceasta, cu toate că speranța este în mare parte distrusă, rămâne totuși o singură nădejde. Și anume, voi care erați morți în păcatele și fără de legile voastre, în revolta voastră față de Dumnezeu, ați fost aduși la viață împreună cu Hristos. În rugăciunea aceasta a lui Solomon, întâlnim diverse expresii ale dreptății lui Dumnezeu. Și oamenii le pun pe acestea în contrast. Chiar astăzi am avut o discuție cu familia pe tema aceasta. A fost prezentată o lectură cu privire la mânia și iubirea lui Dumnezeu, cum sunt acestea împreună și una și alta. Iubiții mei, aceste două lucruri și tot ce ni s-a spus nouă despre Dumnezeu trebuie privit numai și numai în și prin lumina Domnului nostru Iisus Hristos. Și anume, despre Dumnezeu nu se poate vorbi
ca și când ar avea calități, o mulțime de alte calități. Dumnezeu are o singură calitate a caracterului Lui, numită iubire. Orice, cum și scrie în Biblie, Dumnezeu este iubire. Nu scrie Dumnezeu este dreptate, Dumnezeu este pedeapsă, Dumnezeu este favorizare. Nu, Dumnezeu este iubire. Toate celelalte derivă din lucrul acesta. Dreptatea lui Dumnezeu este iubirea lui Dumnezeu. Și dacă nu ar fi drept, nu ar fi iubitor. Și dacă n-ar fi iubitor, atunci nu ar fi drept. Acestea lucrează împreună și spune psalmul, se sărută. Adică sunt împreună nuanțe și sclipiri ale caracterului lui Dumnezeu. De așa fel încât întreaga creație a lui Dumnezeu în cadrul judecății despre care a vorbit el în Romani, capitolul 3, tu însuți te vei lăsa judecat, întreaga creație mărturisește, drepte și adevărate sunt lucrările tale, Doamne, drepte și tu că ai judecat așa. Aceasta e mărturia deplină a împlinirilor. Și iată ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Dacă va păcătui cineva, spune el în rugăciunea lui, dacă se va pune peste el un jurământ și va veni în casa aceasta, ascultă-i din ceruri și atenție, nu cum zicem noi, dă mie dreptate, nu, ci scrie Scriptura, lucrează și judecă pe robii tăi, osândește pe cel vinovat, păi da cine? Ele, nu, cel vinovat, care pot fi eu sau tu, nu știu lucrul acesta, osândește pe cel vinovat și fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui, nu bâta lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a bătut, l-a pedepsit. Acestea sunt vorbe pe care le-am creat în răutatea noastră cu privire la Dumnezeu. Biblia scrie, fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui, fă dreptate celui nevinovat și răsplătește pe cel vinovat. Aceasta este o expresie a justiției lui Dumnezeu, despre care Solomon nu protestează niciodată pentru că ea se împlinește și cu el. Revin la făgăduința dată lui David, totdeauna va fi un urmaș pe scaunul de domnie numai cu această condiție, dacă ei vor asculta, lege pentru împărat, 7 puncte avem acolo, cu condiția aceasta. Acesta nu este prețul acestui, este prin har este cineva așezat. Dar acestea sunt condițiile necesare împlinirii acestei făgăduinți a lui Dumnezeu, după cum un doctor sau un economist sau un conducător politic aduce înaintea oamenilor condițiile necesare pentru împlinirea unui anumit ideal. În rugăciunea lui Solomon vorbește de cel înfrânt. Suntem adesea, bem paharul acesta al înfrângerii, amar, foarte amar. Și dacă poporul tău se va smeri, nu se aplică niciodată mai bine decât acolo unde un om este înfrânt. Când este victorios și când merge pe creasta valului sau pe creasta muntelui, cum spuneau păgânii aceia, Dumnezeul lor e un Dumnezeu al munților, ia să ne batem în vale, adică în suferință și în astea și acolo o să vedem, Dumnezeu și marele lui har se manifestă în mod cu totul deosebit într-o astfel de situație, când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaș. Te-a bătut vrăjmașul? Ai căzut într-un păcat pe care l-ai denunțat, l-ai urât. Tu însuți ai căzut în păcatul acela. Am cunoscut o persoană care îmi vorbea de fără de legile soțului dumneaei cu lacrimi și cu suferință, ca mai apoi dumneaei să cadă în acest păcat cumplit. Am primit un telefon noaptea în care o altă persoană se jelea la telefon de nenorocirea pe care a produs-o în familia ei, această persoană care la rândul ei se plânsese de când poporul tău va fi bătut de vrăjmași. Pentru că a păcătuit împotriva ta. Dacă se vor întoarce la tine. Aici este versetul 25, spune, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul, adu-i înapoi în țara pe care ai dat-o lor. Și dacă, e așa, acesta este, numai dacă se vor întoarce la tine, dacă vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri, ascultă-i din ceruri. Așa după cum foarte frumos scrie Nebucadnețar în proclamația lui către
lume către toate neamurile de sub ceruri, spune el acolo, asemenea lui Solomon, zice, am ridicat ochii spre cer, am dat slavă lui Dumnezeu, în mâna căruia sunt duhurile tuturor oamenilor și care știe să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Doar Dumnezeu știe operația și vindecarea aceasta. Aici scrie Solomon, iartă-i, primește-i, adu-i înapoi, dacă se vor întoarce la tine, dacă vor da slavă numelui tău și dacă vor face rugăciuni. Tâlharul de pe cruce care cerea să fie dat jos, se ridică întrebarea, pentru ce să fie dat jos? Să continui ce a fost înainte sau pentru ce? Care este diferența? Celălalt a spus, nu mă da jos, ridică-mă, ridică-mă sus. Vreau o lume în care astfel de lucruri nu se mai întâmplă. Nu vreau să mă mai întorc în lumea din care... Eu vreau să mă întorc, a zis celălalt. Dă-mă jos și dă-te și tu jos. Și celălalt a spus, nu, eu nu vreau să mă întorc în lumea din care am venit. Eu vreau să fiu în lumea ta când tu vei veni ca împărat în împărăția ta. Dacă te vor asculta și în contextul calamităților care uneori o nenorocire poate lovi viața, un accident cumplit, o pierdere a economiei, o nenorocire cum este aceea care a dat peste Iov. Când se întâmplă în natură, cu tremure, de curând a fost în Taiwan, nenorocirea aceasta cumplită, în Turcia, peste tot drame, nenorociri, copii prinși sub dărâmături, sub ziduri, când cerul va fi închis și nu va fi ploaie din pricina păcatelor lor împotriva ta, dacă se vor ruga în acest loc, dacă și vor da slavă numelui tău și dacă se vor întoarce de la păcatele lor, ascultă-i din ceruri, dacă nu, degeaba spune tâlharul, dă-mă jos, vreau să continui. Acest lucru, Hristos nu este un slujitor al păcatului. Dacă vine foamea, dacă vine ciuma, dacă vine rugina în grâu, mălura, lăcuste de tot felul, umane sau din acestea, din natură, când vrăjmașul va împresura pe poporul tău, când vor fi urgii sau boli de vreun fel, scrie aici. Dacă un om, versetul 29, dacă un om și dacă tot poporul tău, fie un om, fie tot poporul tău, Israel, face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște rana, fiecare își va cunoaște rana. O, uite ce se întâmplă, am înțeles, ce se întâmplă cu tine, care este contribuția ta la ce se întâmplă aici, care este locul în care ar fi trebuit să intervii și să ajungi și ai fost lipsă, trebuia să fii la spărtura aceea, să stai la spărtură. Dacă își va cunoaște rana, adică personal, în mijlocul lumii întregi, cum a fost întrebat omul acesta, care este problema lumii de astăzi? Și a spus, eu sunt problema lumii de astăzi. Eu nu judec pe aproapele meu. Eu sunt problema lumii de astăzi. Dacă fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta, dacă, atunci ascultă-i din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-i. Răsplătește fiecare după căile lui. Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima copiilor oamenilor. Cu obiectivul acesta, ca să se teamă de tine și să umble în căile tale în tot timpul cât vor trăi pe pământul acesta. În viziunea aceasta pe care el o are cu privire la lucrarea lui Dumnezeu, în care toate națiunile pământului cunosc pe Dumnezeu prin ei, în viziunea aceasta, el vorbește deschis despre străinul din templul lui Dumnezeu, când străinul care nu este din poporul tău, e de o altă națiune. Și când va veni dintr-o țară depărtată, nu din pricină, iată cine suntem noi, bogați, îmbogățiți, nu din cauza aceasta, nu, ci din pricina numelui tău celui mare, din pricina mâinii tale celei tari și din pricina brațului tău întins, din motivul acesta să vină cineva la credință pentru Dumnezeu, acela zidește credința pe stâncă, dacă este pentru mine sau pentru oameni, acesta e un nisip care va pieri la prima inundație, din pricina numelui tău și cu obiectivul ca
zice, tratează-l pe străinul acesta în același fel. Dă-i omului acestuia tot ce îți va cere omul acesta, așa cum faci cu cel care este aici. Și scrie versetul 33, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu. Și când omul acesta străin dintr-o așa națiune va veni în condițiile acestea, ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate, scrie cuvântul lui Dumnezeu. Referirea directă pe care o face cuvântul lui Dumnezeu aici este la luptă, la război, când va ieși poporul tău la luptă împotriva vrăjmașilor lui, urmând calea pe care îi vei porunci să urmeze. Dacă îți vor face rugăciuni cu privirile îndreptate spre cetatea aceasta și mai ales spre casa pe care am zidit-o numelui tău, nu lui Solomon, sau ascultă-i din ceruri rugăciunile și fă-i să biruie. Nu. Stropim tancurile, stropim armata, dă Doamne biruința armatei acestea. Nu aceasta e rugăciunea. Rugăciunea este fă dreptate. Fă dreptate, Doamne. Nu spune ajută-i să câștige războiul, ci fă dreptate. Și dacă eu sunt cel vinovat, Doamne, sunt gata să sufăr consecința vinei mele. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, vei fi drept în hotărârea ta. Nu vreau să fii nedrept față de mine, Doamne. Indiferent ce înseamnă aceasta, să cădem în mâinile tale, că tu știi ce faci. Dacă vinovăția este asupra mea, că acest lucru îl pleda David în rugăciunea lui, eu sunt cel care am săvârșit fără de legea aceasta. Acum, toate aspectele atinse în rugăciunea lui Solomon sunt atât de legate de viața noastră de fiecare zi și ele ne învață să aplicăm principii veșnice, neschimbate cu privire la Dumnezeu, unei lumini în schimbare. Sigur că s-au schimbat multe lucruri în vremea noastră, dar principiile umblării cu Dumnezeu au rămas totdeauna același. Iubirea de Dumnezeu manifestată, dacă mă iubiți, mă ascultați, și toate aceste lucruri sunt aceleași ieri, azi și în veci. În următorul verset, împotriva versetul 36, Solomon vorbește de trimiterea în exil. Noi suntem într-o țară aici prin emigrare, prin adopție. Și în locul acesta în care suntem, și Europa este plină de frați de nație ai noștri și de limbă română și oriunde, când spune Biblia, când vor păcătui împotriva ta și când vor ajunge să fie duși robi într-o țară. Noi am venit cu avionul, cu vaporul, am venit în alte condiții aici, dar Daniel n-a mers în aceleași condiții în Babilon. Și cei care au suferit drumul acela și robia aceea cumplită și au mers în diferit. Nu există comparație, dar există comparație asupra harului cu care am fost tratați. Dacă își vor veni în fire în țara unde vor fi, dacă se vor întoarce la tine, dacă, și îți vor face cereri, atunci spunând, am păcătuit, am săvârșit fără de lege, am făcut răul, dacă se vor întoarce la tine din toată inima și din tot sufletul lor, dacă se întâmplă lucrul acesta, ascultă din ceruri, versetul 39, ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Nu împlinește, dă-le ce au cerut, fă-le dreptate. Doamne, nu-mi da ceea ce cer, ci ceea ce îmi trebuie. Nu-mi da ceea ce nu știu și nu înțeleg, cereți și nu știți ce cereți, a spus Domnul Hristos. Sau cereți ca să risipiți într-un fel sau altul. Nu răspunde acestui lucru, ci fă dreptate, fă-le dreptate. Dacă sunt împlinite aceste condiții, și ce dreptate, cine ar putea să trăiască prin această dreptate? Dacă s-ar face dreptate, în sensul acesta, aș spune legal sau după litera legii, n-ar rămâne nimeni în picioare.
Așa scrie Scriptura. Dreptatea la care se referă Dumnezeu aici este dreptatea Domnului nostru Iisus Hristos, în care suntem îmbrăcați în Hristos pe din afară și suntem schimbați în lăuntrul nostru prin locuirea Lui în noi. Aceasta înseamnă dreptatea lui Dumnezeu. Altfel, Isaia spune, e vorba de o haină murdară, nu de haina dreptății lui Dumnezeu. Iar în versetul 41, el folosește o expresie care este atât de plină de semnificație. Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-te și vino la locul tău. Care este locul lui Dumnezeu în viața ta? Care este locul lui Dumnezeu în viața mea? Vino la locul tău, Doamne, dacă ar fi și dacă este ca Dumnezeu să fie la locul lui în viața mea, sunt confruntat cu o problemă. Am auzit mulți pastori spunând, Domnul trebuie să fie pe locul 1, apoi trebuie să fie familia, apoi economia. Dumnezeu este în competiție, locul lui Dumnezeu în viața noastră este în competiție cu alte lucruri. Păi dacă iubește cineva, tată, mamă sau... Ce sunt? Dumnezeu e în competiție cu așa ceva? Nu, niciodată. Dumnezeu este pe locul lui Dumnezeu, nimeni nu poate sta pe locul acesta și nimeni cine se poate asemăna sau compara cu tine. Pe primul loc e Domnul, pe locul al doilea e cu ta. No, El este pe locul lui Dumnezeu. Iubiții mei, când acest lucru devine limpede în viața noastră, în orice împrejurare am fi, vom răspunde așa cum a răspuns un om de afacere. L-a invitat un altul, uite, hai să facem o chestie, amândoi punem așa, iese așa, cu tare, ăștia nu știu despre ce este vorba și zi repede, ești de acord sau nu ești de acord. Dă-mi voie să dau un telefon partenerului, că lucrăm amândoi, avem firma împreună. Și el s-a rugat și a spus, cel cu care lucrez nu e de acord, nu putem merge pe drumul acesta, n-am ce să fac, eu nu sunt singur, tu ești singur după cum se vede. Doamne, vino, a spus Solomon, și așează-te pe locul tău. Iar aici avem versetul 42, care cuprinde viața și ființa noastră, viața noastră spirituală. Doamne Dumnezeule, nu îndepărta pe unsul Tău, adu-ți aminte de bunătățile Tale făgăduite robului Tău. Preoții Tăi, Doamne, spune la versetul 41, să fie îmbrăcați cu mântuirea. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în manifestarea vieții, îmbrăcat cu mântuirea, în manifestarea vieții mele, trebuie să trăiesc de așa natură încât oriunde mă voi găsi pe pământ, să răspândesc ceea ce spunea Pavel, mireasma aceasta a mântuirii. S-a vorbit despre anumiți sfinți care au murit și miroseau frumos sau o mireasmă sau așa, în multe astfel de istorii. Mireasma la care se referă Scriptura este mireasma caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește lumea prin noi. Dumnezeu are milă de lume prin noi. Dumnezeu ne-a chemat, aceasta înseamnă să fim preoți, ai lucrărilor lui Dumnezeu, o preoție sfântă. Și Biblia spune, preoții tăi să fie îmbrăcați cu mântuirea. Niciodată în vreo împrejurare sau într-o manifestare a ființei noastre, nu putem să tăgăduim chemarea la mântuire. Niciodată nu putem așeza o piatră de potignire înaintea cuiva dacă suntem îmbrăcați cu mântuirea. Lucrul acesta trebuie să se întâmple atât în manifestarea exterioară cât și în trăirea sufletească a noastră. Nu trebuie să uit niciodată. Ați văzut când suntem, când venim undeva îmbrăcați într-un costum sau când mergem la o ceremonie îmbrăcați într-un anume costum sau cineva care poartă uniformă militară sau o anume uniformă care reprezintă un anume braț al statului său. Omul acesta respectă uniforma, nu o să-l vezi tăbălindu-se în uniforma lui în felul acela. Hai să facem un lucru sau altul, uniforma pe care o port nu-mi permite așa ceva. Uniforma preoției lui Dumnezeu, o preoție împărătească, un neam sfânt despre care vorbește Petru în epistola lui și pe voi care nu erați poporul lui Dumnezeu, el v-a făcut poporul lui astăzi, uniforma aceasta, sutana aceasta, dacă se poate spune, pentru preot sau pentru un pastor sau pentru un slujitor al lui Dumnezeu, indiferent cine este el, este haina mântuirii.
Isaia amintește termenul acesta, zice, m-ai îmbrăcat ca pe un mire împodobit și ca pe o mireasă, și cartea Apocalipsei împodobită și îmbrăcată cu in subțire, strălucitor și curat. Preoții tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcați cu mântuirea. Care va fi efectul? Care va fi efectul în poporul lui Dumnezeu al unor slujitori îmbrăcați cu mântuirea? E o întrebare tulburătoare aceasta. Când am ales să fac lucrul ăsta sau pe celălalt, am fost eu îmbrăcat cu mântuirea? M-a văzut pe mine, m-a văzut familia mea, copiii mei, m-a văzut în această împrejurare îmbrăcat cu mântuirea sau îmbrăcat cu putrezirea, îmbrăcat cu ceva stricăcios, cu ceva rău? Preoții tăi îmbrăcați cu mântuirea vor face ca prea iubiții tăi să se bucure de fericire. Nu există o fericire mai mare pentru o familie decât un părinte să fie îmbrăcat cu mântuirea. Nu există o fericire mai mare pentru o biserică decât un slujitor al lui Dumnezeu să fie îmbrăcat cu mântuirea. Aceasta va produce cu adevărat fericire în sufletele oamenilor. Răspunsul lui Dumnezeu la această rugăciune este literalmente cutremurător. În a doua Cronici, capitolul 7 și de aici versetul 11. După ce s-au sfârșit zile întregi de sărbătoare și ceremonie, spune versetul 12, începând de la versetul 11, Solomon a făcut tot ce își pusese în gând să facă în casa Domnului și casa împăratului. Viziunea a devenit misiune împlinită. Tot ce își pusese în gând. Știți ce a spus? Prima dată a fost în gândul lui David. David a avut gândul acesta de a construi o casă lui Dumnezeu. Nu știu dacă împărtășea viziunea aceasta mondială a lui Solomon. Dar gândul de a construi o casă lui Dumnezeu aparține lui David. Știți ce i-a spus Dumnezeu lui David despre gândul lui? Gândul tău este rugăciune. Și i-a spus așa. Zice, pentru că ai avut gândul acesta, bine ai făcut. Bine, rob bun și credincios. Doar gândul. Nu tu vei împlini lucrul acesta, dar gândul acesta pentru Dumnezeu este considerat ca și faptă. Solomon ajunge să împlinească tot ce își pusese în gând cu privire la casa Domnului și casa împăratului. Domnul i s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis, acum să urmărim răspunsul, pentru că o rugăciune este calificată nu prin forma ei, ci prin răspunsul pe care îl primește. De multe ori oamenii spun, este mare putere în rugăciune. Nu e nicio putere în rugăciune. Rugăciunea este total neputincioasă. Este mare putere în acela care răspunde rugăciunii noastre, să nu mutăm puterea lui Dumnezeu cea veșnică la manifestarea noastră omenească. A răspuns rugăciunii lui, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta. Deci, când cea mai grea suferință este atunci când îți este respinsă iubirea. Mulți tineri, multe fete, mulți băieți au suferit lucrul acesta groaznic. Dacă nu-i place cuiva mâncarea pe care o fac sau nu i-a plăcut lucrul pe care l-am făcut, face altă mâncare, cheamă pe altcineva și lucrează, dar când cineva respinge iubirea, este groaznic. Lucrul acesta îi spune Dumnezeu lui Solomon, ți-am primit iubirea, ți-am primit rugăciunea, aleg casa aceasta așa cum m-ai rugat, îți ascult rugăciunea. Și îi spune, toate aceste lucruri, tot ce mi-ai cerut tu în rugăciunea aceasta, se va împlini, spune în versetul 14, dacă poporul peste care e chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Acest uriaș și dumnezeiesc, dacă, iată drumul, mergi pe el, iată condițiile, iată rețeta, iată dieta, iată comportamentul, iată ce ai de făcut. Vorbește stâncii, iată ce nu trebuie să faci, iată ce trebuie să faci. Aceasta înseamnă comuniunea cu Dumnezeu și ecoul sfânt pe care îl are în sufletul nostru cuvântul lui Dumnezeu. Iar acum trecem la personal. Și tu, domnule Solomon, îi vorbește Dumnezeu în rugăciune, tu
Păi eu sunt Solomon, eu am construit, eu am împlinit tot. E adevărat, dar, atenție, versetul 17. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea, cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări scaunul tău de domnie al împărăției tale, cum am făgăduit lui David. Dacă tu, îi spune direct și personal pe nume, tu nu ești o excepție. Lucrarea ta care ai făcut-o pentru Dumnezeu nu poate compensa păcatul tău. Păcatul nu se răscumpără cu o astfel de lucrare, ci se răscumpără prin jertfa de la Golgota și prin pocăința ta. Dacă ascultă cuvântul, tu îi adresează și acest cuvânt e adresat ție și mie și tu, și tu, și tu, dacă vei umbla înaintea mea. Versetul 19, dar dacă te vei abate, dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile mele pe care vi le-am dat, dacă vă veți duce și veți sluji altor dumnezei, veți fi smulși din țara voastră și veți fi, casa aceasta va fi lepădată. Cum templul lui Solomon? Uite, învățătorule, uite ce zidire și ce pietre, vi se lasă casa pustie. Casa aceasta va fi lepădată, spune Domnul, și scrie mai departe, casa aceasta, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numelui meu și o voi face de pomină și de batjocură printre popoare. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea se va întreba pentru ce a făcut Domnul așa țării și casei acesteia, și se va răspunde pentru că oamenii aceștia au părăsit pe Dumnezeu și au căutat ajutor și răspuns în altă parte, în gândurile și căile lor. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este adresat nouă tuturor, absolut personal. Și tu, cu toată construcția templului, cu tot slujirea, cu toate minunile și, Doamne, am făcut multe minuni în numele Tău, am scos demoni în numele Tău și o paletă uriașă de lucruri. Și tu, scrie aici cuvântul lui Dumnezeu, dacă vei umbla înaintea mea. Acest lucru ne face pe noi să ne închinăm lui Dumnezeu și să-i spunem în rugăciunea noastră, Doamne Dumnezeul nostru, ajută-ne ca în viața și ființa noastră niciodată să nu fie loc pentru îndoială cu privire la bunătatea, la dreptatea și la îndurarea Ta. Ajută-ne, Doamne, să nu fie loc în viața noastră pentru căi care nu sunt căile Tale. Ajută-ne să nu fie în viața noastră loc pentru dispreț la adresa cuvântului Tău, pentru lepădarea Lui. Să nu fie loc pentru Dumnezei străini în viața și ființa noastră, ci, Doamne, cerem un singur lucru, vino și așează-Te pe locul Tău în viața și ființa noastră. Amin.